Bună ziua, domnilor și domnilor! Astăzi filmăm din Biblioteca Județeană, Constanța. Sunt alături de mine doi oameni minunați, doi oameni care continuă cumva munca regretatei Doina Păuleanu, doi oameni care au lansat pe 20 septembrie, de Zilele Europene ale Patrimoniului, o carte despre Constanța, despre istorie, Poveștile cetății Tomi și ale orașului Constanța, jurnalista Auris Luca și doctor în istorie Cristian Cealera de la Muzeul de Istorie. Vă mulțumesc că ați acceptat această invitație. Sper că este ok cu lumina, e puțin cam întunecat, dar zic eu că ne vedem și ne auzim bine. Da, a plouat mult și sunt probleme. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi că ne-a invitat, Alexandra, și uite, avem un cadru frumos aici la bibliotecă, să lansăm o carte, nu? Da, sper că Auris vorbește suficient de tare să ne auzim. Cristi, sper că și tu vei face același lucru. Această carte ați lansat-o, ați prezentat-o la Muzeul de Istorie. Apoi ați început să aveți întâlniri cu copiii. Astăzi este prima întâlnire pe care o vom avea aici la Biblioteca Județeană Ine Roman Constanța. Am invitat elevi de la 4 licee, colegii din oraș, astfel încât să le putem oferi această carte, pentru că, așa cum considerăm noi, ei sunt cei care vor duce mai departe poveștile Constanței, poveștile clădirilor de patrimoniu, poveștile cetății Tomis, de ce nu? Cristi, cum a început această nebunie frumoasă, cu ghilimele, despre ce este vorba în carte, de ce trebuia să aibă Constanța această carte? Constanța trebuia să aibă această carte și Constanța trebuie să mai aibă foarte multe cărți. Să vedem dacă vom reuși noi să mai producem astfel de lucrări. Era nevoie de un impuls. Noi, la Muzeul de Istorie, scriem des, e adevărat, în lucrări de specialitate, despre anumite elemente privind Constanța secolul 19 și 20. Însă Auris Luca a venit cu o provocare. A spus, haide să combinăm informația cu vizualul. Iar ăsta a fost un lucru extraordinar, iar produsul pe care îl avem acum în fața noastră este unul de calitate, de înaltă calitate, aș spune, și este foarte potrivit pentru publicul larg. Este foarte potrivit pentru tineri, exact ceea ce spuneați voi mai devreme, pentru că tinerii trebuie să învețe cât de bogată este istoria acestui oraș, dar trebuie să și vadă. Mereu ne gândim la ei că trebuie să-și ridice capul din telefon și să se uite în dreapta, în stânga și să realizeze minunățile care ne conjoară. Și atunci când treci pe lângă o clădire, trebuie să înțelegi că acea clădire are niște povești extraordinare care merită să fie făcute cunoscute. Auris a lansat provocarea, ea a avut inițiativa, ea s-a apucat să meșterească toată această colaborare, pentru că e vorba despre desene făcute de niște copii extraordinar de talentați, iar eu mi-am adus și acum am putut aportul prin evidențierea unor informații istorice, ca să-i spunem așa. Imaginile sunt realizate de elevi de la secția de arhitectură de la Colegiul de Artă Regina Maria din Constanța, coordonați de profesorul Andrei Beșcucă. El i-a fost profesor și lui Alex, fiul meu, care este arhitect. La arhitectură. Nu e încă, e anul 6 la arhitectură. Și gândindu-mă la aceste povești ale Constanței, am zis că ele trebuie cumva, și la clădirile acestea minunate, că numai ei pot să le realizeze atât de bine, pentru că ei oricum fac asta în liceu, în colegiu. Și iată că am avut dreptate, este un produs editorial extraordinar. Au fost foarte încântați, au participat câțiva dintre ei și la lansare și erau foarte încântați că lumea se uită la ei, că sunt în carte desenele lor, numele lor, poate pentru mulți dintre ei, dacă nu chiar pentru toți, e pentru prima dată. Bun. Înțeleg de la tine, Cristi, că veți continua, că vă doriți să continuați acest proiect, de ce nu, în acest prim volum. Ce-ați surprins? Câteva exemple, te rog. Probabil vom avea alte produse. Noi am început să discutăm. Ce este cert este că produsul a fost foarte bine primit și este foarte bine primit. Nu am reușit să surprindem, din vari motive, toate clădirile. Noi știm
că mai erau multe de povestit și mai erau multe de spus, dar probabil o vom face pe viitor, pentru că patrimoniul peninsulei este atât de bogat încât ne-ar trebui câteva sute de pagini ca să putem să surprindem aproape tot. Pentru că sunt unele clădiri care nu apar și este păcat, pentru că fiecare edificiu din zona peninsulară are acele istorii minunate în diverse perioade de timp. Pentru că asta trebuie să înțeleagă chiar și locuitorii, mai ales cei tineri. Prin fiecare zonă pe care o cunosc foarte bine, ca să zic așa, păi eu știu piața Ovidiu. Ok, știi piața Ovidiu. Ce poți să-mi spui? Clădirilor? Ce poți să-mi spui despre piața Ovidiu? Știi muzeul? Da, e un muzeu făcut de la început. Mie îmi place să-i mai provoc. Și în momentul acela, ei conștientizează faptul că există unele lacune și își doresc foarte mult să acopere acele lacune, să le șteargă. Ori asta este ceea ce ne dorim noi. Noi ne dorim ca fiecare tânăr al Constanței să înțeleagă comorile din jurul său și înțelegând aceste comori, înțelegem nevoia de a proteja patrimoniul și nevoia de a proteja aceste clădiri emblematice. Sunt clădiri multietnice, Auris are experiență în acest sens, a încercat în trecut și ea ca jurnalist și prin articolele sale să surprindă multietnicitatea acestui ținut, pentru că noi atunci când ne lăudăm că suntem dobrogeni, ne lăudăm că suntem oameni din vari origini care au venit aici între Dunăre și Mare și au devenit oameni ai acestui pământ. Fie că ești pe jumătate ardelean, fie că ești pe jumătate a român sau grec, odată ce vii aici, parcă îți tragi seva din pământul ăsta și aerul mării își pune amprenta asupra ta, așa ca un fel de ștampilă. Devii dobrogean. Cel puțin asta este teoria mea și îți mulțumesc că ai citat-o pe doamna Doina Păuleanu anterior, pentru că doamna Doina Păuleanu era tot așa o persoană venită din alt loc, care s-a îndrăgostit la nebunie de acest ținut și l-a iubit atât de mult încât l-a evidențiat în fiecare lucrare a sa. Și revin la întrebare, sigur că aici a spus cuvântul, nu știu, talentul tău de ghid printre altele. Revin la întrebare, văd că este ilustrată cartea cu imaginea cazinoului. Ce alte clădiri mai sunt evidențiate în acest volum sau, nu știu, ce povești ai putea să ne dai ca exemplu? Am încercat împreună cu Auris să surprindem atât niște legende, să vorbim de exemplu despre legenda argonauților, să vorbim despre originea cuvântului numelui Tomis, pentru că mulți nu știu de ce Constanța, se numește Constanța, de ce se numea înainte Tomis, acea colonie temeiată de greci în urmă cu aproximativ 2500 de ani, și noi le spunem, dacă mă duc, mă plimb pe bulevardul Tomis, hai să văd ce spunea Publius Ovidius Naso, ce scria acum 2000 de ani în operele sale de exil, de faptul că punea această legendă pe seama argonauților și a unui sacrificiu care ar fi avut loc în această peninsulă. El este primul care ne spune că Tomis vine din greaca veche și se traduce ca lamă de cuțit, ca tăietură, ca bucată. Cei care ne ascultă trebuie să meargă imediat la legendele din Olimp, la mitologia greacă, și să afle acolo mai multe informații. Deci este o provocare de a studia din ce în ce mai mult. Când a avut loc trecerea la Constanția sau Constantiniana? De ce nu s-a mai numit Tomisul așa? De ce locuim la Constanța astăzi? Da? Și acestea sunt cine a fost Tomos. La un moment dat pe monedele din, și această poveste se regăsește în carte, pe monede din Tomis, acum 1800 de ani, apărea un erou numit Tomos Întemeietorul. Cine a fost omul acesta? Ce război pentru Tomis s-a dat de orașul acesta a căpătat un curs, a început să se dezvolte foarte mult? Sunt niște detalii legate de istoria urbei noastre. Fie că vorbim de antichitate, fie că vorbim de secolele 19 și 20, de epoca modernă. De aceea amândoi am hotărât să împărțim această lucrare în două mari capitole, să le spunem așa, și pe lângă poveștile din antichitate să venim apoi cu monumentele de epocă modernă. Aici cred că Auris
Ai putea să preiei cuvântul, pentru că chiar am văzut niște imagini postate de tine pe Facebook cu cazinoul. Și știu că ești... Da, mi-a place foarte mult această clădire și aștept să se finalizeze. Chiar îmi pare rău că nu am reușit să facem lansarea acolo, dar mai este de lucru. Am văzut ce e înăuntru și chiar lucrează oamenii aceia, adică nu se întârzie lucrările pentru că vine campania sau ceva de genul acesta. Da, este cartea împărțită în două, așa cum spunea și Cristi, o parte cu poveștile cetății Tomis. Sunt 10, dacă nu mă înșel, 10 povești pentru Tomis și vreo 26 de clădiri de patrimoniu. Clădirile, așa cum spuneam, sunt... Bine, pentru cetatea Tomis nu am avut desene, pentru că nu există reconstituiri, nu... Doar așa ce am reușit să facem cu o poză la edificiul cu mozaic, o poză cu Ovidiu, o poză, da, cu mormântul pictat și așa mai departe. Dar și cu zidul cetății de acolo, de lângă primărie. Dar pentru clădirile de patrimoniu, da, am reușit să facem fotografii, iar copiii au făcut niște desene absolut minunate. Poate la următoarele ediții vom reuși să le facem pe pagină întreagă, pentru că ele sunt foarte frumoase, chiar le-am avut și în expoziții. În 3 expoziții au fost aceste desene. La prima, care a fost la Muzeul de Artă, chiar au participat și copiii și au fost foarte încântați. Așadar, n-a fost prima lor, acum s-au văzut în carte, da? Era necutat, dar acolo erau la expoziție. Și a fost foarte bine primită și expoziția inițială, și expoziția și lansarea de carte. A fost foarte bine primită, chiar n-am mirat că exista atâta interes pentru aceste povești ale Constanței până la urmă, că s-au mai scris, poate nu în varianta aceasta. Dar... Sigur că sublinia, încercam să duc discuția și spre clădiri, că poate cumva vă veți apleca pe viitor, următorul volum, către acestea, mai mult. E o idee, o sugestie, pentru că de multe ori trecem pe lângă diverse clădiri din peninsulă, ni se par, le vedem atât de frumoase, dar nu știm ce e cu ele, nu știm istoria lor. Bine, unele încă sunt în paragină, să sperăm că toate vor fi reabilitate. Sunt puține cele care nu au fost incluse, da, noi cred că inițial identificasem vreo 50, dacă nu mă înșel, avem 26 de clădiri în această carte, mai sunt, mai avem poate Linti, mai avem clădiri frumoase și istorice și... Și fiecare cu povestea. Da, și clădiri care nu sunt de patrimoniu, dar au povești. Cărțile, volumul acesta este dăruit. Da, este oferit în mod gratuit, da. Copiilor în special. Copiilor, adulților, celor interesați. Care este feedback-ul de până acum, de la întâlnirile voastre? Toată lumea vrea cărți, toată lumea scrie în privat și la mine și la Cristi și pe toate rețelele posibile și... Toată lumea vrea cărți, nu avem destule, din păcate trebuie să refuzăm foarte mulți oameni, pentru că, așa cum am zis, am oferit cărțile celor care au participat la lansare și mai avem de dat în 5 licee astăzi. Urmează să dăm elevilor de la 4 licee, unei mici porți a elevilor de la 4 licee și mâine la Colegiul de Arte. Cred că, și e și cu semnul întrebării, dar eu cred că ar trebui să fie... inclusă o astfel de această carte și altele asemenea în lista de lectură. Da, păi o să avem, o să fie și la biblioteci, la școli, la universitate, aici o să lăsăm, pentru că până la urmă cine nu reușește să intre în posesia unei cărți, poate o retipărim, poate nu. Și atunci, măcar să existe la bibliotecă, cine vrea să poată să vină să... În mod sigur este nevoie de mult mai multe exemplare. Și voiam să specific un lucru. În timp ce aveam lansarea de la MINAC, de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, primeam live, ca să zic așa, fotografii de la colegii mei arheologi care erau pe săpătură și care îmi spuneau: nu uita să ne pui deoparte. Culmea este că n-am reușit să le pun la toți deoparte și numai eu am de dat vreo 20 pe la mine, pe la instituție. Da, apropo, Delia mi s-a plâns ieri că nu i-ai dat și eu carte. Da, sunt foarte mulți colegi care își doresc și foarte mulți constanțeni care își doresc această carte. Ori asta nu poate decât să ne bucure și de când s-a întâmplat, de când a avut loc această lansare, eu cu Auris ne-am și văzut aproape în fiecare zi și tot am parlamentat, ca să zic așa, ce facem, care este cea mai bună modalitate, pentru că este clar că nu trebuie să ne oprim aici și că trebuie să mergem mai departe. Acum să vedem ce soluții vom găsi. Eu mai comentez că sunt povești
spuse într-un limbaj digerabil, accesibil pentru tine. Da, nu se vrea fi o carte științifică, nici pe departe. Nu, dar informațiile sunt reale. Toate informațiile reale și de care trebuie să știe toți elevii care vor să studieze istoria, care vor să afle lucruri și să le și rămână în cap ceva. Așadar, Inspectoratul Județean Școlar, poate nu doriți să vă duc cu discuția. Ați discutat cu reprezentanții SJ pentru a... Eu i-am trimis un mesaj continua cumva proiectul. Domnului inspector școlar general, l-am și sunat, n-a răspuns și s-a terminat povestea. Vom vedea. Știu. Există instituții școlare poate care... Poate are numărul meu și nu știe de la cine... Jurnalistul. Da. Există instituții școlare care își manifestă interesul imediat și conducerea acelor instituții ne abordează imediat și spun, domne, vrem să fim parteneri într-un astfel de proiect. Eu zic că ușor, ușor se ajunge la un rezultat pozitiv. Însă este destul de dificil. Pentru a acoperi toată nevoia, eu cred că e vorba despre mii de exemplare. În orașul Constanța am fost certat pentru că nu am pus-o la vânzare. După lansarea de la muzeu, m-au sunat librăriile care mi-au spus a venit lumea și bate în geam că de ce nu avem cartea. Sunt niște totuși trebuie să vedem obstacole. Și latura pozitivă. Este un început, știu eu, care a fost posibil cu ajutorul celor de la Iulius, pentru că altfel și acum zăcea cartea prin calculatoarele noastre, imagini și așa mai departe. Și ce se va întâmpla în viitoare? Nu e nicio problemă că este această reclamă, pentru că, într-adevăr, cei de la compania Iulius, care investește în Constanța, face un cartier rezidențial, au sprijinit, așa că bravo lor. Proiect cultural până la urmă și e și meritul lor și le mulțumim. Noi trebuie să le spunem cititorilor, viitorilor cititori, vedem la cine ajunge cartea, că fiecare clădire cuprinsă aici are o istorie de cel puțin un secol și că așa pot afla detalii despre Casa Culei, așa pot afla detalii despre clădirea muzeului, iată despre Casa Chisipos. Iată exemplele pe care le ceruse. Da, exact. Faptul că, poate puțin știu, există o plăcuță la intrare la noi în muzeu, dar lumea nu știe că este Palatul Comunal, că este fosta primăria orașului, cea de-a doua primăria orașului, care a funcționat între 1921 și 1977. Lumea nu știe că Ovidius, statuia lui Ovidius a avut mai multe poziții de-a lungul timpului. Când a fost făcută statuia lui Ovidius? Care este povestea exilatului? Știm că Ovidius a fost exilat pentru Carmen Terror, pentru o poezie și o greșeală, dar hai să aflăm mai multe despre istoria urbei noastre, pentru că ne place să ne mândrim cu cazinou, ne place să ne mândrim cu statuia poetului latin, ne place să ne mândrim cu Glicon, dar ce știm efectiv despre aceste simboluri? Zeița Fortuna cu Pontos, sunt multe, multe lucruri. Când dai căutare Constanța, îți apar 4-5 imagini emblematice. Farul genovez. De ce se numește genovez dacă e din secolul XIX? Doamne, genovezii au venit în Marea Neagră undeva în Evul Mediu, în secolul al XIII-lea. Trebuie să existe o explicație. Eu mereu râd. Farul genovez este cel mai bun exemplu de edificiu dobrogean. De ce? Pentru că a fost întemeiat pe ruinele unui far din Evul Mediu, al genovezilor, construit cu bani englezești ai unei companii britanice care acționa în portul Constanța, de către un inginer francez de origine armeană, da? Care a rămas la Constanța pentru că s-a îndrăgostit de o hangiță croată. Da? Avem toate aceste elemente multietnice care dau un plus de culoare localității noastre. Și cum povestești tu, e ca în romanele lui Sinchievici, tot așa, cu acele detalii extraordinare și de romantism și de lupte și de... Ok. Pentru că sunt povești de dragoste, povești de și pe care le-ai spus de foarte multe ori, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța derulează un proiect cu fonduri AFCN, cu finanța de AFCN și a avut Cristi peste 30 de tururi în zona cazinoului, da, și a spus poveștile clădirilor din zonă și
Iar Auris, ca partener al acestui proiect, a fost alături de mine la fiecare tur, în așa fel încât mi-am lansat o provocare, data viitoare să fac eu poze, ceea ce nu e de dorit, dar să facă ea prezentarea clădirilor, ceea ce sunt sigur că este foarte posibil. Să știți că eu vă urez mult succes și o continuare a acestui proiect. Cum spuneam, poate că ar fi bine ca și inspectoratul școlar să-și aplece atenția. Sper că nu creez probleme cu această remarcă a mea, pentru că oferit această posibilitate, poate nici nu mă rămân la celălalt. Pentru că, așa cum spuneam, tinerii mai degrabă învață din astfel de lucrări decât din acele manuale care, nu știu, poate sună urât, ușor învechite, sau neapărat că noi le învățam, dar era așa, poate unele lucruri le învățam cu, nu, cu mare plăcere pe de rost. Ușor așa, să înveți pe istoria de rost. Dacă nu ai un profesor. Un profesor bun, da? Sau să ai un material care să te atragă. Ce să spun, urmează să aveți întâlnirea cu elevii. Și cadrele didactice. Ori de câte ori doriți și ne mai întâlnim și ne mai tragem reciproc de mânecă, vă aștept la discuții pe aceste teme cu poveștile orașului. Da, sigur. Doamne, sigur. Domnule, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, am avut parte de o discuție extraordinară cu doi oameni frumoși. Îmi pare rău că nu puteți să cumpărați acest volum. Sper să fie reeditat, să scoateți tiraj, o formulă, da, așa încât volumul să ajungă la cât mai mulți oameni. Auris, Cristi, vă mulțumesc. Mulțumim și noi. La revedere.